Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod pe canal. Fraților, este ultimul episod de pe acest canal în România, pentru o săptămână mă refer. Și haideți să ascultăm ce am eu și ce am eu de povestit de fapt. Bă, fraților, eu o să plec la campionat și, pardon, o să plec la campionat în Italia. Și nu știu dacă o să pot să mai pună gen Minecraft zilnic, pentru că n-am apucat să filmez foarte mult Minecraft, și de asta îmi pare rău. Și voiam, fraților, să vă spun că în schimb o să avem parte de vloguri zilnice, da? Vlogulețe zilnice, nu o să fie editate, oricum o să fie vlogulețe la orice oră, să vă așteptați la orice oră pe canalul meu. De-aia puteți acolo, dacă sunteți pe telefon, să dați pe chestia acolo și să dați primește notificări, ca să vedeți când filmez un vloguleț. O să filmez vlogulețe pe drum, o să filmez vlogulețe la hotel, la campionat, în sala de campionat, o să filmez la parcul de distracție, o să filmez în peștera aia sau cum se numea, Salin, nu știu, mă, ce-o fi, ok, ce alte obiective turistice ori mai fi pe acolo. Abar am în restaurant, oriunde o să filmez vloguri și o să le pun când o veni, știți, pentru că, na, nu știu, vlogulețe așa, random, frate, random, știți ce înseamnă random? Să n-aibă nicio seară, dacă vreau să-l aplatez în... Unul acum, să zicem la ora 12, îl pun, fraților, și dacă mai vreau să pun unul peste 15 minute, îl pun. Asta înseamnă random, fără thumbnail-uri, nimic, pentru că nu pot să pun thumbnail-uri pe telefon. Cam asta o să fie, oricum o să fie vlog-uri de alea în care o să vedeți mai mult, o să vedeți tot colectivul, tot clubul de acolo. Na, o să fie ok și sper să le urmăriți. Cam asta o să facem timp de o săptămână, pentru că nu pot să fac altceva, sunt plecat, oricum acolo mă duc să mă bat și o să fie un pic greu. Momentan e primul meu campionat european, trebuia să mai merg la un campionat european acum 2 ani, dar n-am avut echipă și a rămas să mergem data asta. Fac echipă cu un prieten Răzvan la categoria 13-15 ani, mă rog, oricum nu cred că o să fie băieți de 13 ani la campionat european, se bagă numai loturi de astea mai mari de 15 ani. Și o să avem 14 țări, nu mai știu, Germania, Franța, Italia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, nu știu ce mai e, Anglia, mai sunt până la 14 țări, vă dă seama, nu știu ce mai fi pe acolo, Amara în Belgia, nu știu, nu mă întrebați, da? Bine, și nu știu, o să ne batem acolo, o să încercăm să reprezentăm, să facem România să ajungă pe locul 1 la categoria noastră, să fie cât așa, vreau să iau cupa, vreau să-i bat pe toți. Și nu știu, o să pun și vlogulețe după ce se ocupa, după ce fiu fericit, nu știu dacă, eu cred că o să plâng dacă așa, pentru că vă dați seama, hai să vă zic, o sală de acolo, da, sala în care o să facem noi, e de 3 ori mai mare decât sala de la Botoșan, nu știu dacă o știți, sala de la Botoșan cred că e cea mai mare sală din România, nu știu, cred, de asta sală sportivă, de asta e o sală gigantică și acolo. Gândiți-vă că acolo încap doar 3 trenuri și în sala aia încap undeva la, nu știu, mai bine de 6 trenuri, deci o să fie haos total, o să fim nu știu câte mii de copii și o să fie o grămadă de astea. În schimb, da, mă, o să vedem ce facem, cum o să fie și na, voi să vă așteptați la vloguri zilnice. Nu uitați să dați un like paginii de Facebook, vă rog eu că o să mai pun acolo poze, profilul meu personal de asemenea. Și nu știu, o să fie super ok dacă vreți să vă uitați, să le dați un share pe Facebook, ar fi super. Și da, bă, fraților, eu vă las aici și ne revenim cu bine data viitoare. Nu uitați să urmăriți vlogurile zilnice. Și da, băieți, eu am plecat, mă duc la școală și când mă întorc o să mă duc la culcare pentru că la 2 dimineața trebuie să plec. Da, mă, fraților, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne revenem cu bine. Pa, fraților! Urați-mi noroc în comentarii, vă rog eu. Pa, pa!